lui Alexandru este poveste de o viață. Studiază muzica la conservator. Are convingeri atee. Pleacă în America unde studiază filozofia și metafizica. După ani de căutări și zbate, se întoarce în România și se retrage la mănăstirea Sâmbăta de Sus. Suntem la mănăstirea Sâmbăta de Sus. De când v-ați retras aici la mănăstire? Sunt aproape 6 ani de când am venit la mănăstirea aceasta. Ce v-a făcut să ajungeți aici la mănăstire? Am fost în Sfântul Munte Athos 6 ani, din 2001 până în 2007, după care am fost o vreme de aproape 2 ani la mănăstirea Sfântul Dimitrie de lângă Sighișoara, apoi cu binecuvântarea înaltului mitropolit Laurențiu, am venit aici, la această mănăstire. Viața dumneavoastră a fost în lume. Ce v-a făcut să ajungeți la Muntele Athos? Chemarea pe care am simțit-o încă din copilărie către o zonă a existenței care pentru mine era nedefinită. Este ceea ce îl va face să descopere yoga, șamanismul și să le depășească, să înțeleagă taina creștinismului. În Statele Unite ați făcut facultate de filozofie sau doar un doctorat în filozofie? Nu, am făcut University of Metaphysics din Los Angeles. Am făcut facultatea de metafizică din Los Angeles, unde m-am dat și un masterat și un doctorat. Și asta tot în căutarea mea de a-L afla pe Dumnezeu. Ați spus că în viața dumneavoastră ați fost chiar profesor de ateism. Cum este să parcurgi un asemenea traseu, practic să o iei la polul opus? Nu am fost profesor de ateism, că așa ceva nici nu există, dar aveam cercul de ateism științific care era la modă pe vremea când eu eram profesor la o școală din București, la școala pentru copii cu deficiențe vizuale din București. Și predam, într-adevăr, ateismul pentru că găsisem în, mai ales educat fiind în sensul acesta al materialismului, o cale care nu-mi dădeam seama că este rătăcire. Credeam că este adevărul acela materialist științific pe care l-am învățat și în liceu, și în facultate, și după aceea. Eram orbit, eram neștiutor, dar eram sincer în căutările mele. Ați redescoperit creștinismul de unul singur sau în urma unei întâlniri? Nu, de unul singur nu există nimic. Nu există de unul singur nimic. Dumnezeu, bunuțul și drăguțul, când am plecat în America cu Alexandru ca să ne reîntregim familia legal în 84, mi-a pus în minte cu o putere extraordinară: du-te și te împărtășește împreună cu copilul tău înainte de a pleca. Și unde să mă duc? M-am dus la Biserica Silvestru din București, unde era părintele Galeriu și acum este acolo. E mormântul lui. Mormântul lui este acolo. Și acolo fusesem de câteva ori la predicile pe care le ținea după Sfânta Liturghie duminica, predici foarte înțelepte și foarte bine organizate ca să vorbească despre Dumnezeu fără să supere materialiștii care erau atunci în plină glorie, între ghilimele. Și Dumnezeu m-a trimis, du-te la Părintele Galeriu. Dar nu ați simțit în anumite momente că mergând pe calea aceasta a credinței, sunteți practic în răspăr cu lumea? Niciodată. Nu în răspăr cu lumea. Eu mă duceam chemat fiind de Dumnezeu și îmi dădeam că lumea e în răspăr cu Dumnezeu, din care cauză am rămas și fără prieteni și familia mea a înțeles când m-am dus în Sfântul Munte Athos, fără să fiu răspăr cu ei. Ați fost coleg de facultate cu... Am fost cu mai mulți. Am fost cu Florian Lungu, cu Costin Miereanu, care e profesor la Sorbona, acum cu Vasile Vasilache, compozitorul, Dumnezeu să-l odihnească. Am fost coleg de grupă cu Zmaranda Oțeanu, Zmaranda Georgescu, care e acum
directoarea operei comice de copii din București, cu Daniela Caraman de la radio și mulți alții. Și după terminarea facultății ați mers pe calea muzicii sau traseul dumneavoastră s-a schimbat? Da, am fost profesor de muzică până în anul 1983, când am fost dat afară din învățământ, că am făcut cerere de plecare în Statele Unite. Și, paralel, am fost și realizator de emisiuni muzicale la televiziunea română. Ce fel de muzică simțiți aici, în preajma mănăstirii, Sâmbăta de Sus? În preajma mănăstirii, bineînțeles că este muzica psaltică, ce se cântă. Dincolo de muzica psaltică. Dincolo de muzica psaltică. Teza mea de doctorat la University of Metaphysics a fost dinamica transcendentală a structurilor muzicale. Deci muzica are o dinamică transcendentală, are și o dinamică imanentă, dar ea este inspirată din ceruri sau din străfunduri. Omul care primește muzica o simte și simte și pe creatorul care se manifestă în lume prin frumusețea muzicii. Povestea fratelui Alexandru. Căutări, pierderi și regăsiri pe tonalități de muzică de Bach.